Unul dintre cei mai importanți fermieri ai județului Neamț, Vasile Balcan, însoțit de toți candidații din colegiile județului, s-au prezentat în fața biroului electoral județean pentru a depune candidaturile la alegerile parlamentare din decembrie. Reprezentanții acestei formațiuni susțin că înființarea acestui partid, chiar dacă s-a realizat târziu, este o necesitate pentru agricultura românească. Vrem să fim o alternativă pentru clasa politică actuală. A sosit momentul ca agricultorii să-și scoată proprii reprezentanți în Parlamentul României și sperăm din tot sufletul să realizăm acest lucru, chiar dacă am avut o plecare mai târzie în această campanie. Sperăm să realizăm atât un prag cât și voturi suficiente care să ne ducă cu delegați în Parlament. Este clar că în cei 23 de ani agricultura a fost reprezentată numai de fațadă, efectiv nu s-a făcut nimic în acest domeniu și noi cei care ne vedeți aici și toți ceilalți care candidează în țară chiar vrem să facem ceva bine pentru agricultura României, în așa fel încât să aducem bunăstarea pentru întreaga populație a României. În înființarea filialelor formațiunii agrariene s-au întâlnit și o serie de trădări din partea unor asociații profesionale pe structura cărora s-a format partidul. Au fost niște trădări de moment, o să vedeți și dumneavoastră forma de reprezentare a agriculturii în ce a constat. Aș da exemplu aici la Paru, care era cea mai laborioasă reprezentare a agricultorilor și care a trădat în frunte cu președintele lor, Baciu, județul Bacău, fiind unul dintre puținele județe din țară care nu au reprezentanți. Deci, practic, în ultimul moment s-a trădat și ca atare, poate ăsta e lucru cel mai bun care îl realizăm acum. Încercăm o unire între agricultorii adevărați, între oamenii cinstiți și muncitori care vor să facă ceva bine pentru România și pentru noi toți. O surprindere printre jurnaliști a fost apariția printre agrarieni a unor personaje politice cunoscute nemțenilor ca ex-primarul orașului Târgu Neamț sau consilierul UNPR Costache Lupu de la Bicaz. Ca fermier, sigur că mi-am găsit locul și sunt foarte bucuros. Îi mulțumesc domnului președinte Balcan pentru sprijinul pe care mi l-a acordat și când ne gândim la agricultură, când ne gândim să recoltăm grâu și porumbul și celelalte ceea ce produce pământul, să ne gândim și la industrializarea acestor produse, pentru că este foarte important să mâncăm sănătos, să mâncăm de la noi de acasă, să mâncăm din România. Cu alte cuvinte, spunem Partidul Popular Agrar să fie pentru toți săranii și toți fermierii un bun de bun augur pentru toată țara noastră. Și încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ajutorul pe care îl acordați acestui partid și pentru că este un partid nou, așa cum ați spus dumneavoastră, să avem și succesul scontat. Să știe că cei de pe urmă vor fi cei din tâi, așa că la treabă și Doamne ajută să câștigăm colegiile. La alegerile din 9 decembrie, Partidul Popular Agrar se prezintă cu următorii candidați. Pe colegiul 1, să luăm în ordinea, Senat 1, domnul Vararu, Senat 2, domnul inginer Alexa, Senat 3, domnul Enachi Bogdan, la deputați, colegiul 1, domnul Lupu Costache, pe colegiul 2, domnul Plugaru Dumitru, inginer agronom, pe colegiul 3, domnul inginer Florea, pe colegiul, la fel, inginer agronom, pe colegiul 4, deci Roman, domnul Popovici Denis, pe colegiul 5, domnul Șerban Marian, șeful de silos de la Roman, pe colegiul 6, Sava Cezar, președintele crescătorilor de animale din județ. Agrarienii cred că, deși au apărut relativ târziu pe scena politică românească, rezultatele pe care le vor obține vor fi corespunzătoare, ținând cont de faptul că după 1990 nicio formațiune politică nu a reușit să aibă o politică agrară coerentă care să facă ca agricultura să devină cu adevărat cea mai importantă ramură a economiei, cea care poate salva România în aceste vremuri politice și economice tulburi. Președintele formațiunii a spus că din cei 11 candidați propuși, doar 2 mai au și alte activități decât cele legate de agricultură. Miercuri 31 octombrie se va inaugura și sediul Partidului Popular Agrar din strada Ștefan cel Mare, numărul 246.